Ultima zi a lunii mai a reunit la Gătaia, în județul Timiș, câteva zeci de agricultori, reprezentanți ai furnizorilor de semințe și alte inputuri pentru agricultură, precum și specialiști agronomi din regiunea de vest a țării, în ferma companiei italiene Don Carlos. Ferma gazdă, împreună cu societatea Classic Agro, coordonatorul programului privat de cercetare Școala de Soiuri, și-au invitat oaspeții să evalueze starea de vegetație a celor 38 de soiuri de grâu și 4 soiuri de triticale cultivate în câmpul experimental de la Gătaia. Colaborez cu domnul Gurel mai de mult, dânsul se mai ocupă și cu erbicide și alte produse, dar la Școala de Soiuri colaborăm prin faptul că ne facem vizite reciproc și discutăm unele observații și unele aprecieri la anumite soiuri. Pentru noi agricultorii putem spune că niciun an nu seamănă cu altul. În fiecare an apar situații noi, fenomene noi, deci soiurile se schimbă, apar alte soiuri cu rezistență mai bună, cu capacități de producție mai mari, deci genetica evoluează și crearea de soiuri la fel. Deci produse noi, substanțe, fertilizanți, foliari, deci știința merge înainte. Normal ca și noi să intrăm în rândul țărilor cu producții mari, ar trebui să facem pe zone testarea acestor soiuri și să facem o listă recomandată în care să recomandăm fermierilor anumite soiuri care au rezistență și producții deosebite. Și în final să putem recomanda fermierilor produse și soiuri care îi interesează în mod deosebit. Programul Școala de Soiuri a debutat în urmă cu 10 ani cu scopul de a testa soiurile și hibrizii de pe piața autohtonă de semințe în diferite condiții tehnologice și financiare ale fermelor, astfel încât fermierii să poată alege materialul semincer pe baza observațiilor riguroase făcute de specialiști asupra soiurilor care se pretează zonelor de cultură din vestul țării. Din Școala de Soiuri am adunat extrem de multe informații foarte importante pentru practica agricolă, pentru că nu facem nimic special, ci aplicăm tehnologia pe care ferma și-o permite. Ceea ce înseamnă că avem răspunsurile conform realității, nu conform dorințelor pe care le avem de la variantele pe care le testăm, fie ele soiuri, hibrizi, tratamente, îngrășăminte. Câte amplasamente aveți anul acesta? Cum este organizată Școala de Soiuri? Anul acesta avem 3 cu soiuri de grâu, unul cu fertilizare la grâu, unul cu fertilizare la porumb, unul cu hibrizi de porumb cu 71 de hibrizi, 15 hibrizi de floarea soarelui, 22 de variante de biostimulator și fertilizare foliară și 22 de fungicide. Spre deosebire de anii trecuți, începând cu anul trecut, am început să facem și câmpuri de experiență cu fertilizări. Anul ăsta avem un amplasament cu 38 de variante de fertilizare la grâu și unul cu 34 de variante de fertilizare la porumb, pentru că este foarte multă marfă pe piață și vrem să vedem așa cum pot fi ele folosite în condiții de fermă, răspunsurile diverselor sortimente și de îngrășăminte, după cum suntem curioși încă să vedem și răspunsul soierilor. De asta continuăm și experiențele și cu soiuri, și cu fungicide, și cu îngrășăminte. În totalul soierilor de anul ăsta, într-un 3 amplasamente, cred că vreo 16 soiuri le-am mai avut în cultură și le-am pus ca sistem de referință să le putem compara pe celelalte noi. Restul sunt soiuri pe care, cel puțin, nici nu le-am auzit de nume până anul ăsta. Eu anunț producătorii, companiile multinaționale care știu că vând sămânță. Fermierii știu și de multe ori am situații, zice, am adus un soi de nu știu unde sau am un sac de, vezi că ți-l trimit. Fermierii trimit material. În multe situații se întâmplă și așa. Există cerere din partea lor care vor să testeze anumite soiuri pe care... Le-au auzit mult lăudate și deja s-au învățat să nu mai încerce pe banii lor și fără observații riguroase. Și atunci trimit materialul în Școala de Soiuri, noi facem observații riguroase, le spunem, uite domnule, soiul despre care ai auzit că e așa, confirmă sau ar merge dacă ești atent la chestiunile astea. Mă feresc să dau rețete generale, că nu există. Văzând atâtea, sunt foarte convins de specificitatea lucrului și a locului.
Chiar acum mă întreba cineva ce soiuri îmi recomanzi. Zic, stai să discutăm un pic. Unde, în ce parte lucrezi la liniaș? Pe terenurile mai grele sau către peciu, unde sunt terenurile mai bune? Fertilizările, cam cum poți să le aplici? Cam cum stai cu financiar să poți aplica anumite veriști tehnologice? Când poți interveni în câmp, în funcție și de specificul terenului? Că în funcție de o grămadă de caracteristici, anumite soiuri pot fi puse în valoare și altele nu pot fi puse în valoare. Și cele care nu pot fi puse în valoare, de regulă dezamăgesc, pentru că omul e convins că el a făcut tot ce a trebuit și mai scapă un amănunt. N-a făcut la momentul potrivit. În amplasamentele școlii de soiuri, specialiștii doar fac recomandări generale, iar fermierul aplică tehnologia pe care o consideră potrivită, în funcție de costurile presupuse și de dotarea tehnică a fermei. De multe ori și fermierii zic mereu și se uită invidioși la câte o firmă puternică, uite ce dotare are asta. Ei uită mereu că instrumentele sunt bune care le ai la dispoziție. Trebuie să le folosești în modul potrivit. Deci n-ar fi o dotare limită dacă poți să-ți folosești tractoarele sau mașinile agricole în modul specific și caracteristic de lucru al lor. Și la tipul de sol pe care lucrezi, la suprafața pe care o ai în exploatare, să nu încerci să te întinzi mai mult decât este plapuma. Iar dacă îți cunoști anumite deficiențe, să încerci să le compensezi prin anumite măsuri organizatorice. Eu spun mereu că se pot face treburi foarte frumoase, chiar și cu tractoarele vechi. Sigur că un tractor vechi și 650 nu are forța de lucru unui tractor nou, deci nici pretenții nu putem avea la fel. Pentru al cincilea an consecutiv, școala de soiuri realizează câmpuri experimentale în ferma Don Carlos, la Gătaia. Pentru toate cele aproape 3.000 de hectare cultivate cu grâu și triticale, inclusiv în câmpurile experimentale, inginerii fermei Don Carlos au aplicat aceeași tehnologie de cultură. Noi suntem grupul de firme Don Carlos, avem acest bază de recepție pe care o vedeți în spatele nostru și avem terenul în zona Gătaia. Conducem anul ăsta 4.700 de hectare. Ca să fac un pic istoricul, au început firma în 2001 cu firma Trovatore să cumpere teren. În atâta ani de zile am reușit să comanțăm 4.500 de hectare și cu ceva teren în arenda de la vecin, anul ăsta chiar lucram 4.700. Am implementat o nouă tehnologie cu tratoarele noi, cu utilaje noi și am încercat să fie mai ok datorită clima nefavorabil în sensul ăsta. O să vedem rezultatele. Ați făcut achiziții noi de utilaje? Da, Anul acesta am achiziționat niște John Deere noi, Quadrac pe care le vedeți, da, tractoarele. Am achiziționat și combine, da, trei tractoare John Deere, un Quadrac și o combina John Deere care încă nu a ajuns și niște utilaje. În aceste an, datorită faptul că fiecare an facem școală de soiuri și încercăm 40 de sort de soiuri de grâu și încercăm cu mai multe tratamente sau cu mai puține, cu alte îngrașaminte, cu îngrașaminte foliare, cu îngrașaminte normale, cu cultură obișnuită, am reușit în ultimii 4 ani, fiecare an să mărim productivitatea la hectară și chiar anul trecut au ieșit foarte bine și ne așteptăm și anul ăsta să fie destul de ok. Ce cantitate ați obținut anul trecut? Anul trecut am obținut 7 tone de grâu pe hectar media și anul ăsta sperăm în 6 sau în 5 jumate, ținând cont că clima nu a fost așa un ajutor. Rezultatele nu pot fi numai pe măsura atenției care se acordă câmpului. Deci cei de aici, Don Carlos, prin domnul Lino, care este un tehnolog foarte bun, un om foarte pasionat și atent, de multe ori, ca și mine, poate să devină agasant, dar contează finalitatea, că rezultatele sunt foarte bune și de asta ele arată, cum vedeți, în condițiile unui sol greu, totuși la Gătaia, aici suntem pe vertisol, nu este cel mai favorabil sol pentru cultura cerealelor păioase, cu atât mai puțin pentru cultura porumbului, dar modul specific de lucru, numărul de lucrări, momentul de executare, intervențiile de protecție în câmp făcute la momente potrivite și cu doze, de multe ori poate sub doza omologat a unui produs, dacă s-a făcut la momentul potrivit. Toate astea au dus și arată culturile așa cum arată, foarte frumos. Participanții au primit fișe de observație pe care să-și noteze observațiile legate de densitatea, înălțimea, starea de sănătate a plantelor, prezența aristelor, tipicul spicului, lungimea paiului, poziția frunzei, prezența cerii pe frunze.
Unele date erau precompletate cu ce am făcut noi ca și normă de semănat și data în spicatului să se poată un pic orienta oamenii. Erau și rubrici pe fișă cu cap de coloană pentru caracteristici care pot fi importante ca să le observe, ca sugestii. Le-am încercat să-i lăsăm pe ei să observe și să-și noteze în fișă. De fiecare dată sunt soiuri care impresionează vizual și la cântar nu iese cum mă așteptam sau care nu creează o impresie deosebită și mi s-a întâmplat odată că am oprit recoltatul să verific dacă cumva combina, n-am mușcat din altă parcelă, dacă s-a oprit unde trebuie. Zic, mă, nu se poate, am diferență de peste 30% față de parcela vecină. Am verificat cântarul, m-am dus, măi, pun semn acolo, că totuși nu rămân eu sigur dacă e o greșeală și pun semn. Dar vine repetiția următoare care confirmă rezultatul, vine a treia repetiție care se situează în aceiași parametri și zic, măi, chiar dacă nu pare, ăsta e adevărul. Ca și particularitate, de ce facem câmpuri de experiență? În ciuda aparențelor, solul nu este de uniform pe cât pare. Noi avem aici trei repetiții. Trei parcele cu același soi puse în locuri diferite în câmpul de experiență și trei parcele dau producții diferite. Diferențele dintre ele trebuie să se încadreze statistic vorbind în limitele varianței, că sunt niște reguli de calcul statistic și reguli de amplasament în câmpurile de experiență. Noi luăm în calcul, când comparăm producțiile, media celor trei parcele. Diferențele dintre fiecare parcelă individuală se concretizează statistic vorbind în eroarea de lucru care este specifică unui amplasament. De asta, întotdeauna, dintr-o diferență matematică, se scoade eroarea de lucru și rămâi cu diferența reală. Și frecvent în câmpuri de experiență, eroarea de lucru se situează la nivelul a 300, 400, chiar 500 de kilograme la hectar. Deci o diferență care nu e neglijabilă. Deci noi trebuie să știm cât e adevăr și cât este doar impresie vizuală în ce facem. Tocmai ăsta este rostul câmpului de experiență și nu a unui înșiruiri simple de parcele. În ultimii 5 ani, Classic Agro a extins programul Școala de Soiuri și în Ungaria, în colaborare cu Institutul de Cercetări Agricole, Szeged. Anual, în câmpul de experiență de la Chișombor, localitate situată în vecinătatea județului Timiș, fermierii și specialiștii din Banat schimbă impresii și observații tehnologice cu amelioratorii și producătorii maghiari. Sunt de la firma Trans-Euro-Seed KFT din Ungaria și înainte 24 de ani am lucrat la Institutul de Cercetări pentru Cereale Szeged din Ungaria. Pe domnul Octavian Guler, cine este autorul programului Școala de Soiuri, ne cunoaștem de peste 10 ani și direct în acest program de 5 ani colaborăm, lucrăm, facem experiențe și în România și facem experiențe și în Ungaria. Soiurile care sunt prezentate aici la Școala de Soiuri din Ungaria sunt de la Institutul de Cercetări Szeged. Momentan aici avem numai, în această experiență, avem un singur soi, Geca Bekes, un soi cel mai răspândit și cel mai preferat în Ungaria, soiul care, în care am îmbinat ameliorarea convențională cu ameliorarea modernă. E un soi foarte preferat și foarte... Da, este un soi aristat, este din grupa timpurie, este un soi productiv, rezistent la bolile foliare și cu gluten genetic peste 35%. Domnul Octavian Guler a pus în Școala de Soiuri soiurile de grâu care sunt preferate și sunt cultivate în Banat și ne desparte numai o graniță. Aceste soiuri sunt răspândite, adică sunt cultivate și în Ungaria, dar nu sunt așa de bine răspândite, pentru că totdeauna spun că grâu este o plantă care preferă să fie cultivat unde a fost ameliorat. Înseamnă că fermierii maghiari preferă soiurile autohtone? Da, așa e. În Ungaria, în jur de 50-60% din terenul cultivat din Ungaria este cultivat cu soiurile ameliorate în Ungaria. Într-adevăr, ar fi bine să fie și aici în România, cum a fost la Fundulea și la Lovrin, institute de ameliorări puternice care să facă ameliorări pentru zone locale. Grâu, cum am spus, că nu e ca și porumbul și floarea. Porumbul și floarea sunt plante așa cosmopolitane. Grâu este o plantă așa local patriotă, se simte bine unde a fost ameliorată.
În prima săptămână a lunii iulie, la Gătaia va începe recoltatul cerealelor păioase. Abia atunci se va stabili productivitatea reală a soiurilor în raport cu tehnologia aplicată.